La Constanța a început Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului. La Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski a debutat aseară cea de-a 45-a ediție a festivalului. Evenimentul se va desfășura până pe 24 noiembrie și cuprinde 13 reprezentații artistice la care vor participa artiștii de valoare atât din țară cât și din străinătate. Prima reprezentație, Carmina Burana, a deschis festivalul cu o mare desfășurare de forță pe scenă. Avem spectacole foarte frumoase. Aseară, de exemplu, la Carmina Burana, sala a părut neîncăpătoare, pentru că au fost foarte mulți spectatori care au plecat foarte mulțumiți. A fost un concert excepțional la care au contribuit toate forțele instituției, orchestra, corul, soliștii instituției. Am avut invitați în distribuție pe maestrul Radu Ciorei, care a fost la pupitru, pe Daniel Pop, de la Opera Națională din București. Dovadă că există înțelegere și există cerință pentru ceea ce facem noi este numărul de spectatori care a participat la deschiderea festivalului, a declarat Daniela Vlădescu, manager al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța. Evenimentul cuprinde spectacole de operă celebre, două spectacole de balet și opereta în premieră Voievodul Țiganilor de Johann Strauss, reprezentație care nu a mai fost jucată pe scena de la Malul Mării de peste două decenii.